Se întâmplă de multe ori ca mașina de spălat să nu ia apă suficientă sau să nu ia apă deloc sau în timpul necesar și să dea eroare. Una din cele mai des întâlnite probleme e că e infundată sita. Și haideți că vă arăt cum se curăță sita. Bun, în primul rând oprim robinetul de apă, desfacem aici în spate, cu un clește, cu un patent, cu orice ce putem prinde. Prindem aici de sită, o scoatem afară, după cum vedeți și pe asta sunt depuneri. Se curăță, se introduce la loc, foarte simplu, și apoi încercăm din nou să vedem dacă funcționează. Dacă tot nu funcționează, atunci va trebui să înlocuim, dacă tot nu funcționează, va trebui să înlocuim electrovalva. Există șansa să fie și ea defectă. Electrovalva arată cam ceva de genul. Ceva de genul și este plasată aici. Nu este foarte greu de schimbat. Cam despre asta este vorba. O zi bună!